Astăzi, minerii și energeticienii s-au întors acasă și au renunțat la protestul din fața Guvernului României. Nu mai avem nicio treabă cu Guvernul României. Guvernul României și-a dat, cum să spun, avizul care este negativ către Parlamentul României. Înțelegeți? Deci noi nu mai avem nicio treabă cu Guvernul României acum. Acum urmează ca proiectul de lege să fie băgat în Comisia de Muncă la Camera Deputaților și să meargă mai departe. Bineînțeles că acest aviz negativ e consultativ, dar era foarte bun dacă era unul favorabil, pentru că altfel se discuta în Comisia de Muncă. Protestul va continua însă la Târgu Jiu, a declarat Nicu Bunoica. Plecat la drum, nici n-am mâncat. Acum o să încercăm undeva pe drum să mâncăm ceva, o ciorbă, ceva, nu știu ceva. Ne simțim și dezamăgiți într-un fel, dar până la urmă suntem niște luptători și, cum să vă spun, lupta trebuie să meargă până la capăt. Adică speranța mai este acolo. Țin să mulțumesc între ghilimele parlamentarilor de Gorj, mă refer la cei de la PNL, domnul Pecindină și domnul Pulceanu, care au știut și de ieri rezultatul și nu ne l-au spus. Au fost niște oameni parși față de noi și față de mineri. Poate că acum vor înțelege și minerii și energeticienii pe cine au ales și poate vor înțelege că trebuie să fim acum odată pentru totdeauna la Târgu Jiu cât mai mulți pentru a putea să, cum să vă spun, să ne apărăm acest proiect de lege. 7 mineri și energeticieni din cadrul CEO au făcut greva foamei în fața Guvernului României timp de 5 zile.